Ai vrut mai mult? Primul show mondain din România, de 3 ore, de la ora 3. Afli totul din prima. Nimic nu ne stă în cale. Nu va lipsi niciun ingredient. Ei, niciun secret nu va mai fi păstrat. Totul despre frumusețe, sănătate și echilibru. Nu ratați! Exclusiv VIP cu Cristi Brancu și Oana Turcu. Și noi! Exclusiv VIP din 28 martie. Începe de la ora 15 la Prima TV. Domnilor, intrăm într-o casă super spectaculoasă. Ea este Diana, ea este avocat, dar atenție mare, a fost adunat ca o albinuță și fiți atenți ce casă are. Bună, Diana! Mulțumim tare mult că ne-ai primit aici la tine acasă. Este foarte frumos. Te-am prins proaspăt întoarsă dintr-o vacanță în Zanzibar, nu? Da. Deci probabil că n-ai apucat așa să-ți desfaci bagajul. Nu, să știi că am venit târziu, chiar că n-ai scale, zboruri, întârzieri și n-am apucat să-mi desfac mare parte din bagajul, încă este în geamantane. Am desfăcut cât am putut. Încerc să revin așa cu oboseala, încerc să-mi revin emoțional, psihic, atâtea vești neplăcute aud în ultima vreme, cât încerc așa să trec peste ele, cumva cu aceea serenitate. Ai o casă foarte frumoasă și o să mulțumesc. Te rog dacă vrei să ne prezinți așa piesele de rezistență. Avem un dining, că aici mai vin prieteni, luăm masa și noi și mai luăm cu prietenii, mai stăm. Eu sunt oarecum o persoană, chiar așa sunt o persoană rezervată, adică am prieteni puțin și aceea. Puțin și buni, cum puțin se zice. Și buni. Am înțeles că ai o piesă de mobilier aici, gen masa. Uite, de exemplu, masa aceasta, da, care a avut o prelucrare specială cu lemn sub apă, modelat de apă, exact aceeași masă și la cabană. Și de unde ai adus-o? Mi-a plăcut, nu, am comandat-o undeva, a durat puțin mai mult până a venit, e cam greu de adus. Dar mi-a plăcut povestea de spatele mesei, ca să zic așa, mai mult decât masa în sine. Mi-e plac foarte mult poveștile și ce e în interiorul omului și ce e în interiorul unui lucru și ce e ascuns puțin, nu doar cei la prima vedere, că cei la prima vedere vedem toți și din păcate cam judecăm toți după ce vedem la prima dată. Cine sare în ochi? Ce-ți place cel mai mult de aici din living? Văd și niște tablouri foarte frumoase. Da, eu aș zice că îmi place liniștea asta pe care mi-o oferă canapeaua. Este și foarte mare și poți să stai... Da, e foarte mare, încape multă lume și eu stau întins aici de obicei și foarte bine. Zona aceasta cu piscina, iar e o zonă care mie îmi place mult pentru că, mai ales iarna, e plăcut. Apa este foarte caldă. Foarte se caldă. Da. Soțul meu tot timpul zice, dă-o mai rece, eu nu, la mine, dacă nu este caldă, 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 ca și Oceanul Indian, acum nu e ce trebuie. Ai un bar lângă... Bine, dar voi folosiți așa piscina, da, dacă sunteți plecați. Da, să știi că destul de rar. Organizați și petrecere aici la am piscină? Am avut niște prieteni acum vreo, nu știu, înainte să plecăm noi, acum vreo 3 săptămâni. A fost extraordinar, atât de bine m-am simțit. Pentru cine e genul sportiv și îi place să înoate, să facă mișcare, e perfect. Eu recunosc că sunt foarte sedentară și nu mă mișc deloc, nici la sală, nici nicăieri. Da, uite, o saună cu 2-3 locuri, acum depinde cât de lejer vrei să stai. E ok, am încercat ușor de câteva ori. Sunt la etaj. Etaj. Suntem în inspecție. Da. E cum ești după vacanță, așa. Da, e un dormitor simplu, cu un pat foarte, foarte comod. Și foarte frumos, da. Foarte comod, dacă, uite, dacă te așezi puțin, ai să vezi. Asta e camera ta? Da, camera mea. Camera matrimonială, cum ai zis. Da. Eu la București multe ori stau singură, că na, așa e, cu treburile, cu afacerile, mai stau, mai vine Bianca, mai stă cu mine, mai vine soțul meu, mai stăm împreună, ne împărțim. Dar și mai mult decât folosesc camera de jos, stau aici la televizor, citesc în scaunul acela la fel. Chiar aici e, să zic, universul meu, chiar dacă nu e mare lucru. Aici e camera Bianca, e atunci când vine la București. Eu am conceput-o inițial, mi-am depozitat eu aici, uite, mai gentuțe, când aveam unde. Și acum e foarte ușor, că dacă doarme aici, nu se vede dacă pleci cu mine în oraș de la mami. Chiar vreau să întreb, este un magazin de diamante? Da, aici e partea de, cred că s-a mai stricat din cutiuțe. Ea e miuță, e cea mai mică fetița mea.
Am luat-o acum vreo 8-9 ani, uite, nici nu mai știu exact, dintr-un pesot l-am luat, eu am luat-o Bianca mea. De fapt, a venit și era mică și Bianca era în gimnaziu, cred. Venea acasă în fiecare zi și îmi spunea, mami, este un cățel într-un pesot și îl țin într-o cușcă mică, mică, o ținea ca într-o colivie mică de ea. Și a, tot e bolnavioară? Da, da, are problemă, cred că, adică cred, știu că de natură neurologică, nici nu se joacă prea mult, nici nu, nu e un cățel normal, n-a ridicat codița niciodată, nu s-a jucat niciodată, dar măcar are liniște, eu am grijă de ea. Cu trei căței eu plec permanent și vin. Uh-huh. Deci cu trei plec la Bacău, mașină, plecăm ei toți. Ei merg în continuare, da? Tot timpul peste cu mine. Tot, da? Da. Foarte. Și mai am vreo 5 care sunt acasă la fata care are grijă de casă și de, și de mine, care are grijă. Ea le-a făcut la ea curte, pentru că are o curte mare și tot timpul acolo, și soțul și copii, le-au făcut așa un loc al lor, căsuțe, cuști, mă rog, și sunt vreo 6 sunt acum, luați de pe stradă, mari, detalii foarte mari, dar găsiți toți, cu lăbuțe rupte, bolnavi, accidentați, călcați de mașină, reparați, ca să spunem așa. Te-ai gândit să-ți faci un adăpost pentru... M-am gândit, m-am gândit și asta, da. E una din, nu cât pasiune, extraordinar de mare pasiune pentru mine, adică, nu știu, atât de mult mă identific și sufăr când văd un animal abandonat sau rănit, încât nu pot să nu fac nimic. Am ajuns la mansardă și avem un birou aici în care eu lucrez, ca să am liniște de plină cumva, că e mai izolat așa, e pe parte și mie drag să lucrez și mie drag să lucrez în general și mie drag să lucrez și aici, că am așa intimitate și îmi văd de ale mele, urc, mă fac ce am de făcut și apoi revin lângă familie și lângă ceilalți. Aici am un dressing, că mă întrebai de dressing. De dressing, da. Că e mai simplu să vii aici să-ți alegi așa. Ai văzut genți, am pe jos, bijuterii, da, pe jos, că n-aveam unde să le pun aici. Și aici am pus haine, cumva. Le-am gândit și eu într-o formulă în care să-mi fie, să fie util. Rochile într-o parte, cumva, de exemplu. Hai să vedem. De exemplu, încălțăminte. Am pus, uite, așa. Este raiul pe pământ. Și sunt... majoritatea ce bine, sunt ce cu toc. Frumos organizate, da, sunt. Da, majoritatea și... sunt cu toc pentru că, na, eu sunt... așa port eu cel mai mult. Dar unele sunt, vezi, de o ținută mai... care merge și la ceva elegant, dar nu numai la ceva elegant poți să combini oricum. Dar cine intră cel mai des aici, mama sau fiica? Eu. Bianca nu prea poartă tocuri, asta mă salvează. E vreo piesă mai, nu știu, cea mai scumpă piesă așa, nu, de... Nu, mi-am inteles, s-ar putea, nu știu. Ăștia știu că au fost destul de mult. Sunt niște ghetuță, sanda, așa, ghetuță, știu că a fost destul de mult. Nu mai amintesc nici de aceia roșii ultimii, nu mai amintesc cât a fost. Dacă ai o întâlnire de afaceri, urgentă, ori îți pui o fustă, eu cel puțin, ori un pantalon negru și atunci o să iau un costum cu pantalon negru și sacou. Și te scoate și cu o cămașă, da, și n-ai ce, că de-aia le-am și la îndemână. La fel, nu prea ai ce greși, eu le tot pun aici. Te umplem. Sau, uite, sacou și îți pui o fustă, sau pantalon. Ai cu un pantalon evazat pe care l-am scos, dai ok, stai cu un pantalon drept, depinde ce nevoie. Ai mai multe opțiuni ca să, da, fie la îndemână. Da, 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 da. Și cam astea, aici am rochii negre, costumele, aici mai am niște rochii colorate, toate am încercat eu să le așez cât de cât pe culori. Na, mă rog. Și câte cămăși, uite aici mai am ce am mai cumpărat eu de la ultimile plecări. Ultima sesiune de shopping. Da, 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 da. Cam niște pantaloni pleci așa după tine în vacanțe. Știi cum fac? Îmi iau eu un geamantan foarte mare, 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 care se poate așa mai în funcție de compania aeriană. Și după aceea mai pun și la fetița mea în vacanță și la soțul meu. Luați-mi și voi ceva, că eu nu cap. Dacă te întorci nu te... Ba da, 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 poți să ții încă o geanta la o adică. Da, da, da. Iar aici mi-a cumpărat Bianca, a fost de-a plecată la Milano. Și m-a sunat, mami, uite, m-a sus la, mă rog, un brand, că știu că nu-i voie. Știu că voi tu un training. Și mi-am cumpărat așa online, mai mult decât online, din ce mi-a arătat i-am poze. Și l-am luat ca mărime mare. Și un training pe care mi-l-am dorit foarte mult și mi-a plăcut. Și mă uit că mi-e lărguț, bine. Nu știu dacă se poate modifica. Mi s-a părut foarte frumos de plecat în vacanțe. Da, este. Și cred că e și foarte lejer la, da, până. E foarte lejer și l-am luat mărimea MG, măi, să nu, mie nu-mi place să por lucrurile spuhnească chiar, deși na, mai sunt și mulate. Dar când sunt pe o țintă lejeră, să fie lejer. Ei, sunt lejeri acum. Sunt mult prea lejeri. Deci mai facem, da, și greșeli la achiziția de haine, dar ce să facem?